Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Mă bucur să fim împreună din nou la o altă ediție a emisiunii CultArt de la Timișoara. Invitatul nostru de astăzi este, l-am numit astfel, vom vorbi cu el în legătură cu faptul că e corect orba, consultant în dezvoltare personală. Dumnealui a absolvit Facultatea de Psihologie, din anul 2004 oferă servicii de training, consultanță pentru dezvoltarea persoanelor, a echipelor, a liderilor și a organizațiilor. Sună extrem de interesant, vom detalia. Este fondator The Village Buzad, a conceput un eveniment de dezvoltare personală, un concept de dezvoltare personală, de fapt e cofondator acolo. A existat un festival intitulat Electroruga, un festival cultural, muzical, în aceeași localitate, Buzad. Este un sat din județul Timiș. Are și un volum, o carte de dezvoltare personală, firește, Mind the Gap se intitulează, pe care a scos-o în lume în 2021. Invitatul meu se numește Cristian Filip și ce face el mai important în viața asta e că și-o construiește în fiecare zi cu grijă, migală, și ne ajută și pe noi, ceilalți, să procedăm la fel. Cristian, bine ai revenit! Bine te-am găsit, mă bucur că sunt aici și îți mulțumesc de invitație. Am dreptate că practic cu asta te ocupi, cu viața ta, în fiecare zi, pe care nu o eludezi niciun moment, așa cum prea mulți dintre noi ne-am obișnuit să facem? Păi că o facem mai bine sau mai puțin bine, fiecare dintre noi până la urmă cu asta ne ocupăm. Ne construim în fiecare zi, lucrăm la noi sau nu lucrăm la noi. Sau din potrivă ne dăm la joale, știi? Exact, sau ne autosabotăm într-un fel sau altul, dar până la urmă asta avem de făcut pe aici. Ne gestionăm pe noi înșine în această lume. Discutam cu tine în legătură cu lecturile pe care le iubești și îmi spuneai că Fight Club al lui Chuck Palahniuk este una dintre cărțile preferate. Dăm voie să încep povestea noastră cu un citat. Te rog. Aceasta este viața ta și se sfârșește în fiecare minut care trece. Da, Chuck Palahniuk și în special Fight Club, cartea lui e plină de astfel de citate care sunt, practic, are o profunzime fiecare replică pe care el o scrie acolo în carte. Asta e viața ta și se sfârșește cu fiecare minut ce trece. Până la urmă, este adevărat. Timpul nostru este cea mai importantă resursă pe care o avem și, din păcate, de puține ori suntem conștienți de lucrul ăsta. Chuck, prin această afirmație, încearcă să ne conștientizeze de acest fapt. E important câtă valoare dai timpului pe care îl petreci pe aici și ce faci cu el. De foarte multe ori îl irosim și ne uităm la alte valori ca fiind mai importante, pe când asta e cu adevărat singura irreversibilă și de care ar trebui să profităm la maxim. Îți amintești să fie existat un moment anume în care tu ai înțeles că cea mai importantă valoare pe care categoric nu o prețuim suficient este timpul care ne e dat? Bineînțeles, au fost mai multe momente. Ideea este că nu totdeauna conștientizarea duce și la o schimbare și evident că asta mi s-a întâmplat și mie, pentru că la fel ca orice persoană care trece printr-un proces de autodezvoltare, ai conștientizări, le mai lași deoparte, te faci că nu le vezi, revii la ele, dar cred că până la urmă trebuie să se creeze un context pentru ca lucrurile să fie înțelese cu adevărat într-un anumit sens. Cred, de asemenea, că este destul de puțin probabil să se întâmple lucrul ăsta în adolescență sau în tinerețe, deși sunt surprins plăcut de foarte mulți oameni care vin în sesiuni de astea de autodezvoltare și îi văd deja orientați spre lucruri de genul ăsta. E un semn foarte bun. Noi, generația noastră, n-am fost foarte obișnuiți să ne uităm la noi și atunci aspectele astea au venit puțin mai târziu, poate cu experiența sau cu vârsta. Dar da, au fost momente și da, de la un moment dat au și făcut sens sau au și generat o schimbare în mine. Mie mi se pare ciudat faptul că spui cum că tu personal, nu neapărat de foarte tânăr, ai învățat să te uiți în interiorul tău, pentru că în adolescență îi citeai pe ruși. Ok. Și am să-l aduc în discuție acum pe Gonciarov cu Oblomovul său, care spune așa: când nu știi pentru ce să trăiești, o duci așa oricum, de la o zi la alta, te bucuri că ziua a trecut, că poți uita în somn plictisitoarea întrebare de ce ai trăit azi și pentru ce vei trăi mâine. Nu se poate să citești asta în adolescență și să nu rămână fără de urmări? Păi, urmările nu au apărut, dar poate că uneori au întârziat să apară, evident. Da, am avut norocul să am în jurul meu niște oameni care m-au inspirat, ghidat către lucruri de calitate și de valoare. Oblomov este o carte foarte interesantă din punctul ăsta de vedere și foarte de valoare pentru mine. Și da, încă din adolescență, să zic așa, mă uitam la scriitorii care nu sunt foarte convenționali sau vorbesc despre lucruri de suprafață într-un fel, dar în profunzime transmit alte mesaje mult mai valoroase. Acum, evident că fiecare dintre noi, cu traumele lui, cu lucrurile pe care încearcă să le ascundă de el însuși sau de ea însăși, practic, suntem mai determinați să facem schimbări mai devreme sau mai târziu, dar uneori, pentru că aceste traume nu ne permit, informația se așează în noi și își face efecte în timp. Dar ea există acolo și cu siguranță acționează. Îl voi arunca în discuție pe Jung acum. Okay. Pe Jung. Cu următoarea propoziție. Cea mai grea povară pentru un copil este viața netrăită a părinților săi. De ce mi-am permis să-l aduc în discuție? Pentru că aș vrea să ne îndreptăm către viața părinților tăi. Practic, tu ai fost crescut de către trei doamne: mama, bunica și mătușa. Tatăl tău a fost absent. Așa este. Nici nu știu cum să întreb. Care au fost repercursiunile în viața bărbatului adult care ai devenit? Sau, din potrivă, care au fost binecuvântările care au decurs din faptul că trei doamne te-au cocoloșit și te-au iubit infinit? Vezi, uite, și poate de aia mi-a plăcut Oblomov, că el, în tinerețea lui, la fel a fost cocoloșit, doar că rezultatele acestei cocoloșiri au dat într-o altă direcție. Evident că istoria mea educațională din familie și-a pus amprenta asupra cine sunt eu și situația asta familială, evident că are un impact în tot ceea ce am făcut, m-a împins către anumite direcții. Din punctul meu de vedere, și asta am zis-o tot timpul, lucrurile s-au întâmplat în felul în care trebuiau să se întâmple și a fost cel mai bine pentru mine în felul acesta, evident neștiind cealaltă variantă cum ar fi fost. Dar cred eu că, indiferent ce îți dă viața, este important să faci ceva din lucrul ăla cât mai bun poți tu. Da, un efect pozitiv al faptului că am fost crescut de femei, de mama, bunica și mătușa, este faptul că eu mi-am dezvoltat foarte mult această latură feminină, să zic, din interiorul meu. Anima despre care vorbește Jung, dacă tot am pornit de la Jung. Și lucrul ăsta mă ajută în viață. Eu cred că femeia este o creatură foarte complexă și capabilă de foarte multe lucruri complementare bărbatului și m-a ajutat aspectul ăsta să fiu crescut în acest mediu. Evident că lipsa unei figuri paterne și-a pus și ea amprenta asupra bărbatului care am devenit, dar aici am avut norocul să dau de modele în jurul meu și am învățat practic de la prieteni, uitându-mă la cum sunt băieții din jurul meu să fiu băiat. Și am asociat, să zic așa, figura asta paternă cu bunica mea, care a fost un rol model pentru mine și care a fost, să zic, mâna de fier în casă. A fost șefa. Ea a fost șefa și știi cum era pe vremea aia, bărbatul șef în casă, cumva. Dar da, era mult mai fermă în abordare. Cred că a fost persoana care m-a iubit cel mai mult din toată viața. Evident că și mama mea mă iubește, dar de la ea am simțit că eu, pentru ea, am fost persoana pe care a iubit-o cel mai mult. Și asta a balansat lucrurile într-un fel, adică am primit și afecțiune și am primit și un model de fermitate, să spun așa, de acolo. Am spus tot timpul că faptul că tatăl meu a lipsit a fost cumva de bine pentru mine, pentru că s-ar putea să-mi fie influențat direcția într-un mod în care nu aș fi ajuns cine am ajuns să fiu, dar a venit într-adevăr cu dificultăți, să zic așa, emoționale și cu mecanisme pe care le-am dezvoltat și pe care ulterior a trebuit să le lucrez ca să le rezolv, pentru că acționau împotriva mea, evident. Probabil mai mult de jumătate dintre aceia care ne privesc au un asemenea trecut în care un părinte a lipsit sau, nelipsind, le-a făcut rău neintenționat, pentru că eu spun mereu că părinții își iubesc copiii și n-au cum să le facă rău voit, decât dacă au probleme serioase de sănătate. Și tocmai de asta am vrut să aduc în discuție situația ta, pentru că tu vorbești deschis despre asta întotdeauna. Și e bine de știut că avem instrumente de a gestiona, oameni mari fiind, ceea ce am trăit pe când eram copii. Că au fost de bune, că au fost de rele. Urmările sunt evidente, de bine sau de rău. Dar, repet, oameni mari fiind, avem posibilitatea să facem ceva. Tu, de exemplu, ai ales să faci 3 ani de terapie. Da? A venit destul de târziu în viață și asta, cum spuneam. Dar da, ținând cont de formarea mea educațională și de aspectele profesionale ale activității mele, am avut câteva metode cu care să lucrez cu mine și am lucrat cu mine o perioadă până în momentul în care mi-am dat seama că nu e suficient și că fiecare dintre noi are nevoie de un ajutor la un moment dat, indiferent cât de bine știe să lucreze cu el sau cu alți oameni, din simplu motiv că informația venită din afară, perspectiva altcuiva, este de o valoare inestimabilă, pentru că e o informație la care tu nu ai acces din propria ta perspectivă. Tu poți să te uiți la tine, dar nu poți să te uiți afară din tine la tine. Și fiecare dintre noi, pentru a ne proteja emoțional, dezvoltăm niște mecanisme de apărare, care uneori fac ca anumite informații să fie ascunse de noi și să nu ne fie accesibile, indiferent câte metode cunoaștem pentru a le accesibiliza. Câteodată, nici când primim feedback-ul din exterior, nu suntem capabili să-l asumăm, să ni-l asumăm. Nu sunt eu ăla, da? Adică exclus. Nu despre mine e vorba. Nu e vorba despre mine sau, da, pot să înțeleg, dar dau o altă conotație, o văd mult mai ușor. Eu cred că e vitală capacitatea asta noastră de a ne uita la lucruri așa cum sunt, pentru că fără conștientizare nu poate apărea schimbarea. Primul pas în procesul ăsta este conștientizarea, urmat apoi de partea de acceptare de care vorbești și care este probabil cel mai dificil pas de făcut. Dar odată acceptată și nu doar la nivel rațional, odată interiorizată acea conștientizare, începem cu adevărat procesul de schimbare. Problema este că de multe ori, cum să zic, eu văd ego-ul nostru ca fiind supraviețuitorul din noi și cel care ne protejează de la a suferi. Doar că această protecție, de cele mai multe ori, este împotriva intereselor sinelui nostru autentic, pentru că îl ține departe de ceea ce este autentic pentru el. Ok, dacă durerea e acolo, ea trebuie experimentată ca să putem deveni ceea ce suntem. Nu trebuie să ne ferim de ea. Doar că ego-ul nostru ne ține departe de a confrunta aceste lucruri și de foarte multe ori ne face să credem, ne vinde niște povești sau ne face să credem niște lucruri care nu sunt cu adevărat tocmai acolo. Sau poate chiar ne face să avem impresia că am acceptat un feedback. Știi, poate ai văzut oameni care spun, le spui și, a, da, știu, da, da, știu. În momentul în care am făcut această recunoaștere a faptului că știu, practic, nu mai trebuie să investighez. Am oprit-o acolo. Când zici, da, 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 știu și eu, da, știu că nu-i bine. De fapt, lucrul ăla presupune o oprire a procesului de asumare a acelui feedback. Ca să ți-l asumi, e important să te duci mai mult în detalii. Hai să vedem ce vrei să spui, cum ai văzut în contextele alea și să ai cu adevărat deschiderea de a lua informația aia și a o considera utilă pentru tine. Aici ține foarte mult de de cum știm să lucrăm cu frica, pentru că frica este principalul adversar aici. Ne teamă, suntem temători, nu ne place să suferim. Simțim că dacă suferim, lucrul ăsta ne destabilizează. Dar și dacă se întâmplă lucrul ăsta, și dacă ne destabilizează temporar, practic ne expune la niște situații în care, din nou, psihicul nostru poate să-și creeze alte mecanisme de adaptare la ceea ce suntem noi cu adevărat. E ok să suferim o perioadă pentru ca după aceea să fim ok. Dar de cele mai multe ori oamenii aleg calea ușoară, aceea de a nu suferi pe moment. Și din păcate nici nu suntem foarte obișnuiți să ne uităm pe termen lung, să gândim lucrurile în perspectivă. Și dacă nu avem, cum să zic, un obiectiv, un sens pe care să ni-l dăm, o direcție pe care să mergem, atunci tot ce avem la îndemână este să analizăm situația conform informațiilor de moment. Și pe moment întotdeauna vom alege să ne simțim bine, pentru că nu știm de ce am face sacrificiul ăsta dacă nu avem un obiectiv. Viziunea ta va deveni clară doar când te vei putea uita în propria inimă. Cine se uită în exterior visează, iar cine se uită în interiorul său se trezește. Jung. Aici este, să zic, provocarea. Aici e provocarea tuturor. Vezi și tu ce se întâmplă în lumea asta. Oamenii sunt foarte prinși în povești, în social media, în validări de moment, în gratificare instantă, în lucruri care ne țin în lumea exterioară. Fiind acolo, cum ai citat din Jung, visăm, adică ne uităm la o poveste mai mult. Care nu are nicio treabă practic cu cine suntem noi de fapt. Pentru că habar n-avem cine suntem noi de fapt, fiindcă nu ne găsim timp pentru a afla asta, pentru că nici măcar nu ne interesează, fiindcă ne este bine în călduțul acela pe care am ales să-l luăm în brațe, fiindcă toată lumea, sau aproape toată lumea, procedează la fel. Da. Eric Berne, părintele analizei tranzacționale, spune așa că noi ne naștem ca ființe ok. Dar la un moment dat, prin feedback-ul pe care îl primim din exterior, când suntem mici, n-ai voia, nu-i bine aia, are greșit ea, ajungem la impresia că noi nu suntem ok. Și de acolo încolo depinde foarte mult cum evoluează lucrurile. Dar mainly această fugă de noi vine dintr-un fel de informație care e în inconștientul nostru și care ne spune acolo, in the background, bă, tu nu ești ok. Și dacă eu nu sunt ok, dacă eu mă minimizez pe mine, dacă eu nu văd valoarea, atunci o să caut să fug de mine. Nu vreau să mă uit la lucrul ăsta, nu-mi place să văd că eu nu sunt ok. Iar problema nu este că nu suntem ok. Oricum este doar o chestiune de percepție și înmagazinată în niște momente în care noi nu aveam cu adevărat discernământ asupra lucrurilor. Pur și simplu am preluat-o. Deci problema nu este că nu suntem ok. Problema este când vedem că nu suntem ok, dar nu facem nimic referitor la lucrul ăla și ne facem că suntem ok. Ne păstrăm într-o poveste și da, întoarcerea către noi ne trezește. De ce? Pentru că ne dă altfel de conștientizări decât alea pe care le avem zi de zi stând în lumea externă. La un moment dat, în urmă cu 8 ani, cred, s-a sinucis cel mai bun prieten al tău. Da. Asta apropo de a lucra cu noi, de a ne cunoaște, de a ști exact ce ne dorim. Ai considerat că a fost un eșec al tău personal faptul că n-ai putut să-l ajuți, Cristian? O perioadă, da, m-am uitat la lucruri în felul ăsta. Pentru că emoțional a fost foarte dificil de gestionat, de înmagazinat, adică... Îți pierdusești bunica în urmă cu 2 ani și apoi s-a întâmplat nenorocirea. Da, eu cred că, uite, ca să dau un context la discuția asta, pentru mine personal, pentru că trauma abandonului generată de tatăl meu a fost super puternică pentru mine, deși la nivel de conștient eu spuneam că totul este ok. Dar evident, după ce am lucrat cu mine, am început să-mi dau seama că de fapt ascundeam niște lucruri de mine și cu cât lucrurile alea sunt mai intense, cu atât mai intense trebuie să fie lucrurile pe care le cauți în exterior. Deci asta a fost pentru mine un plus valoare, de exemplu, pentru că mi-a dat o energie fantastică să fac mega lucruri în viață. Adică lucruri pe care nu le-aș fi făcut dacă nu aveam energia dată de această traumă. Asta a fost un lucru super pozitiv, că s-a transformat trauma asta într-o energie creatoare și asta m-a ajutat foarte mult. Dar, cu cât trauma mai puternică, cu atât mai ample trebuie să fie lucrurile în care fugi. Și eu am fost într-o fugă de genul ăsta o bună parte a vieții mele. Și uite, și pe filozofie de Fight Club, este important să trăim niște experiențe limită ca să ajungem să ne trezim. Pentru că viața de zi cu zi călduță nu, să zic, ne împinge încolo. Ne ține în zona aia de călduț, de confort, dar experiențele la limită, experiențele emoționale la limită, astea sunt cele care pot genera transformări. La mine au fost o serie de astfel de evenimente care au generat transformarea, dar primul și cel mai marcant a fost moartea bunicii mele, care pentru mine a fost, un model și din momentul ăla am început inconștient, fără controlul meu, să se pornească niște procese în interiorul meu. Asta se întâmplă în momente limită și am văzut-o de foarte multe ori. De asta uneori, poate în sesiunile mele de coaching, să spun așa, îi și împing un pic pe oameni către niște limite ca să se lovească de ele, pentru că acolo începe conștientizarea. Ei, un al doilea eveniment, deci acolo a pornit o schimbare în mine. Al doilea eveniment care a, să zic așa, am vârstit acolo, sau a plusat, suplimentar, a fost moartea prietenului meu, care a avut un impact pe care nici măcar niciunul dintre noi, prietenii lui, nu l-am conștientizat pe moment. Dar a avut un impact inclusiv în relația noastră de prieteni. Noi aveam un grup de prieteni și ne întâlneam, săptămânal ne întâlneam la mine acasă și aveam discuții despre viață, făceam miercurea băieților și nu săream nicio miercuri. Dacă nu era cineva în oraș, să zicem, na, asta e, și atunci nu era cu să-l pui pe Zoom să fie și el acolo, așa. Dar făceam aceste discuții, deci ne întâlneam la mine, beam un vin și povesteam despre viață, despre ce se întâmplă. Și el era parte în acest grup. Ei, în momentul în care el s-a dus, noi n-am mai putut să ne întâlnim. Deci, efectiv, s-a spart. S-a spart dinamica grupului respectiv. Așa de mare a fost impactul ăsta. Și abia după ani de zile am început să ne regăsim și să ne reorganizăm puțin într-o altă formă. Mă întrebai dacă am simțit că n-am fost acolo pentru el sau n-am putut să-l ajut. Da, m-am gândit și eu foarte mult la lucrul ăsta. Ideea este că un om care vrea să facă treaba asta, care este decis să facă lucrul ăsta, îl face. Eu am fost acolo, lângă el, în momentele în care l-am văzut foarte, foarte jos emoțional. Și în momentele în care chiar mi-a fost teamă că se va întâmpla ceva. Cum am putut? El s-a mutat și în alt oraș. Dar de câte ori am putut, ori l-am chemat pe el când eram într-un oraș apropiat, ori mă duceam la el, ori vorbeam cu el la telefon și era ok. Adică ajungea să se simtă mai ok. Ei, și încet, încet a început să revină în viață. Și problema e că acest lucru s-a întâmplat în momentul în care el era pe revenire, în momentul în care niciunul dintre noi nu se mai aștepta. Și mai mult de atât, ceea ce pentru mine, într-adevăr, a fost șocant și acolo am învățat niște lecții, mi-am dat seama de niște lucruri. S-a întâmplat la 2 zile, după un weekend în care el a fost în Timișoara și a stat la mine și am fost la party și a doua zi am stat și am povestit și era tot ok. Doar că în ziua respectivă s-a întâmplat un lucru care i-a trigăruit ce avea în el. Mă rog, da, o bună perioadă m-am gândit, băi, poate că puteam să fac altceva. Mi-am dat seama că nu putea și nimeni nu putea să facă altceva. Acolo erau trăirile lui, dezamăgirile lui și, mă rog, modului de a se uita la viață, a fost decizia lui pe care, într-un final, după ce l-am blamat multă vreme, am reușit să accept și să-mi dau seama că, bă, pentru el aia a fost cea mai bună decizie. Și nu este nimic ciudat în lucrul ăsta. În momentul în care decizi că ai acordat suficiente șanse unui context și lucrurile tot nu se schimbă, un om constructiv schimbă contextul. În ceea ce privește viața, e puțin dificil să schimb contextul altfel decât așa. Și atunci pe noi ne șochează evenimentul ăsta al morții. Dar moartea este doar o parte a vieții și decizia de a o opri este o decizie pe care o poți lua în funcție de cum ai experimentat o această viață. Ia să nu luați voi, niciunul dintre voi, o asemenea decizie vreodată. Evident. Fiindcă atâta vreme cât ești viu, lucrurile se pot schimba în orice clipă. De noi depinde să le schimbăm. De asta e Cristian aici. Evident. Pentru a ne povesti că avem și puterea, și resursele, și avem și posibilitatea de a ne crea contextul pentru a schimba. Trăim într-o lume dusă cu cap, că nu știu cum să o numesc altfel, da? E atât de mare tentația să alunecăm în direcții care nu ne fac bine, care nu sunt productive. De acord. Nu le numesc, că le știm cu toții, da? Așa este. Ce vreau să spun prin acest lucru? Nu putem doar să trăim pentru că refuzăm să ne uităm la ce înseamnă moartea. Adică e ok să o privim în ochi. Toți ajungem acolo. This is your life and it's ending one minute at a time. Da? Cu toții, no matter, ajungem acolo. Și da, în mod normal, conștientizarea asta ar fi de dorit să ne dea, energia de a explora la maxim potențialul pe care îl avem aici. Și da, nimic nu este, în afară de moarte, nimic nu este definitiv, cel puțin așa cum cunoaștem noi. Nu știu nici dacă moartea e definitivă. Știi, da. Auzisem la un moment o vorbă și îmi place fantastic. Nu trebuie nimic decât exact. Să mori. În rest, nu trebuie. Faceți exact ce vă pică bine atâta vreme cât nu-i lezați pe cei din jur. Și nu exact, așa este. Acum, pe lângă responsabilitatea față de ceilalți, este important să luăm o responsabilitate și față de noi și cum trăim această viață. Iar, uite, prietenul meu cumva n-a luat această responsabilitate până la capăt. A încercat niște lucruri, n-au funcționat. Și a luat decizia asta, care poate fi uneori decizia până la urmă ușoară. Dar ideea pe care vreau să o transmit este următoarea. Moartea e acolo, o să vină, nu-i problemă. Hai să vedem ce facem noi până atunci. Pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă este că noi murim în fiecare zi, ne uitându-ne la noi și trăind într-o lume iluzorie. Practic, asta e moartea adevărată, până la urmă. No. Văd la sala de lupte bărbații cei mai puternici și mai isteți care au trăit vreodată. Văd atâta potențial și îl văd risipit. Publicitatea ne îndeamnă să cumpărăm mașini și haine, să avem meserii pe care nu le suportăm, doar ca să cumpărăm rahaturi de care nu avem nevoie. Suntem copii mijlocii ai istoriei. Nu ne găsim nici rostul și nici locul. Noi nu avem un mare război, o mare criză. Marele nostru război e unul spiritual. Marea criză este cea a vieții noastre. Fight Club. Ia că avem și o mare criză. Avem și o criză acum. Is our lives. Da. Da, că de când cu pandemia suntem într-o permanentă criză. Pandemia, din punctul meu de vedere, doar a venit acolo să facă highlight pe niște lucruri care erau acolo. Adică e doar un eveniment de conștientizare, pandemia. Pandemia în sine e nimic, sincer. Dar este un lucru, eu din punctul meu de vedere, poate că nu o să placă lucruri. Mie mi se pare un lucru foarte bun ce ni s-a întâmplat pandemia asta. De ce? Pentru că este exact evenimentul ăla limită de conștientizare de care spun. Băi, ne-a trezit într-un fel. Pe unii care sunt adormiți cu totul sau care sunt abia la început. Uite, când ți-am zis și mie, mi-a murit bunica, a murit apoi prietenul meu, apoi a fost tragedia din Colectiv, care iarăși m-a dat peste cap. Deci mie au trebuit să-mi apară niște evenimente la rând limită ca să genereze acest burst. Dar chiar dacă oamenii nu fac încă ceva referitor la lucrul ăsta, Asta adică la ei înșiși. La ei înșiși sau la a se schimba în ceva mai bun, cu siguranță fiecare a fost pus să iese un pic din zona de confort. Și să se uită un pic la lucruri și de acolo, adică o depăși niște limite obligatoriu. E de bine. Pentru unii o să fie o experiență care va trebui urmată de alta și de alta ca să genereze cu adevărat ceva. Dar, overall, pandemia este un eveniment de conștientizare a noastră. Și acum am ajuns să fim și cine suntem și poate fi un moment de transformare. Deci această conștientizare, odată acceptată, cum spuneam, generează schimbare. Aici o să vedem, da. Eu îți tot spun domnul psiholog și tu mă tot cerți, dar așa îți voi spune. Domnule psiholog, sunteți foarte optimist. În discuțiile cu prietenii apropiați ne spuneam așa, din punctul nostru de vedere, pandemia asta n-a făcut decât să scoată la iveală binele din oamenii buni și răul din cei mai puțin buni. Adică fiecare și-o cam dată rama pe față, știi? Da. Eu personal, da, pot să înțeleg asta am concluzia asta. Și poate fi văzut așa. Eu personal, eu nu cred în bine și rău. Eu cred că lucrurile sunt cum sunt. Bine și rău le dăm noi valoarea, că e bine sau rău. Cred că orice conștientizare e de bine, orice amplificare a ceva poate duce către a ne apărea mai în fața ochilor. Hai să punem în balans empatie și lipsă de empatie, okay, toleranță și lipsă de toleranță, înțelegere față de o părere diferită pe care o are omul de lângă tine, sau lipsa acestei înțelegeri. Asta vreau să spun eu, afirmând că discutăm despre bine sau rău. Da. Da, așa este. Uite, eu mă uit și lucrul ăsta îl transmit și în cursurile mele. Eu mă uit la treaba asta într-un mod care poate fi mai constructiv decât mai degrabă frustrant. Și anume, în general ne deranjează lipsa de empatie, agresivitatea oamenilor, faptul că judecă lucruri sau... Verbală cu deosebire, mai cu seamă dacă ne referim la planeta Facebook. Da, mai degrabă dacă suntem în spatele monitorului și nu trebuie cu adevărat să ne asumăm lucrul ăla. Așa este. E frustrant. Cum ne uităm însă la treaba asta este determinant. Până la urmă și oamenii ăștia de care noi spunem că sunt cu empatie, de foarte multe ori reacționează tot cu o lipsă de empatie, față de oamenii cu lipsă de empatie, doar pentru că ăștia le provoacă frustrări. Și doar pentru că sunt de partea binelui, asta nu mă face să fiu mai ok, să zic așa. Eu cred că soluția este în felul următor. Să ne uităm la oamenii care sunt lipsiți de empatie sau agresivi, ca la niște oameni care nu sunt într-un loc bun pentru ei. Și soluția este tocmai aceea de a îi valoriza, de a-i face să se simtă ok, de a-i face să se simtă bine, de a trage noi aer în piept și a lăsa reacția noastră să se ducă la o parte. Și în loc să... Uite, eu așa le și zic între ei. Băi, în loc să mă uit la ăla, băi, nesimțitul, așa. Băi, săracul, nu săracul în sensul ăla de milă, dar una este să mă uit cu compasiune la un om și una este să mă uit dintr-o reacție agresivă a mea. Să ne uităm, adică, ca la niște oameni bolnavi? Nu, asta voiam să spun, nu sunt niște oameni bolnavi, sunt niște oameni care în momentul ăla nu sunt într-un loc emoțional ok pentru ei. Asta nu înseamnă că sunt bolnavi, cu toții... Doamne, iartă-mă, dar vreo unul dintre noi suntem, Cristi? Unii dintre noi știu să gestioneze poate mai bine lucrul ăsta. Da. Dar pentru un om din segmentul ăsta, nevoia principală este aceea de a se simți valoros și acceptat. Ori în momentul în care noi generăm doar dispute pe Facebook, în contradictoriu, omul ăla, deci noi generăm o rezistență, el va încerca și mai mult să se valideze prin faptul că, așa știe, mă validez prin faptul că îți arăt că punctul meu de vedere este mai bun. Dacă, în schimb, eu îți arăt ție că te apreciez ca și persoană, tu nu mai ai nevoie să-mi demonstrezi mie că punctul tău de vedere este mai bun. Pentru că subsidiarul acestui lucru este nevoia mea de validare și doar o fac prin diverse metode. Nevoia mea de a mă simți că exist, că sunt important. Ați văzut și tot conspiraționismul ăsta. Sunt multe scrieri care spun că, băi, el vine dintr-o nevoie noastră de a ne simți mai importanți. eu știu mai bine, stai așa, că nu sunt... Poate să vină și pe informații reale, evident, dar dus la extrem lucrul ăsta arată o nevoie a mea de a mă valida și am găsit metoda asta pentru că ăștia nu mă validează. Tot vin și zic, bă, lasă-ne cu teoriile tale și eu simt că sunt ca persoană minimizat. Și exact aici, eu cred că soluția la toată treaba asta este într-adevăr compasiunea, apropierea umană, empatia și, uite, în special venită din partea oamenilor care au înțeles lucruri. Pentru că de foarte multe ori vezi, eu sunt șocat, văd reacția ale unor oameni pe care când zic, bă, ăștia înțeleg lucruri. Băi, și trântesc acolo niște comentarii de, mă, cum? Adică dădea impresia omul ăsta că, na, în alte contexte, că chiar vede lucrurile într-un mod constructiv. Și pe aceea îi vezi prinși, de fapt, în toată disputa asta, care nu are niciun sens, efectiv. În general, disputele nu prea au niciun sens, pentru că violența la acest mod, la cea verbală cu deosebire mă refer acum, nu prea duce nicăieri, deși vreau să spun că am momente în care mă gândesc, frate, dacă ăștia doi oameni ar fi acum față în față, și-ar da în cap. Da. Știi? Până acolo s-a ajuns. Este vorba despre reacția sau modul nostru de a gestiona diferențele de opinii. Pentru că diferențele de opinii sunt foarte constructive dacă știi să le abordezi într-un mod constructiv. Adică dacă tu gândești diferit de mine și eu sunt chiar interesat să văd, băi, ce vrea să zică Tania? Și spun niște întrebări și investighez. Pot să-mi dau seama din punctul tău de vedere că niște lucruri au sens și le pot combina cu lucrurile pe care le gândesc eu și să ajunge la o finalitate mai bună. Ei, dacă eu consider o amenințare faptul că tu gândești diferit față de mine pentru că eu nu sunt ok cu mine, atunci nevoia mea o să fie să te combat și să-ți demonstrezi ceva, pentru că în felul ăsta se echilibrează în mine feeling-ul ăsta de not ok. Nu este răspunsul cel care luminează, ci întrebarea. Spunea amicul tău, Eugen Ionescu, pe care l-ai citit. Da, e foarte fain, foarte fain. Eugen, bine, mie îmi plac în general scriitorii care sunt așa mai suciți, mai twisted. La fel e Chuck Palahniuk, care e mind-blowing din multe puncte de vedere. La fel este Eugen Ionescu și Teatrul lui Absurd, iar citatul la care te referi tu este foarte valid. Eu, de exemplu, în... tu asta faci, adresezi întrebări, exact. Nu dai răspunsuri. Eu, da? În abordarea mea, de fapt, eu am o abordare de coach, chiar și în traininguri, când trebuie să fiu trainer. Hai să găsim niște sinonime, te rog frumos. Pentru coach. Da. E foarte dificil, pentru că și în România se folosește tot consultant, termenul antrenor, îi zice, să zicem așa. Un soi de consultant în dezvoltare personală, cum te-am trecut pe burtieră. Consultantul în dezvoltare personală, practic, vine cu niște rețete sau indicații despre cum anume să acționezi, consultanță. Partea asta de coaching, de îndrumare, hai să spunem, ar fi cel mai apropiat termen, este o abordare care este bazată pe înțelegerea faptului că omul din fața ta are toate resursele pentru a-și rezolva problemele și tu doar trebuie să-l ajuți să le identifice. Deci să-i adresezi întrebările potrivite. Asta facem noi în coaching. Ghidăm cu ajutorul întrebărilor și punem pe oameni să se uite dintr-o altă perspectivă asupra lucrurilor, pentru că fiecare avem niște scripturi, niște scenarii în minte. Și scenariile alea funcționează ca mecanisme de apărare pentru noi. De ce? Pentru că le rulez, știu ce fac. Să mă uit altfel. Mă simt în siguranță. Mă simt în siguranță pentru că știu cum acționez, știu la ce mă aștept, am impresia că pot controla lucruri. Și atunci e foarte dificil să ieșim din aceste scenarii. Ei, ce face un coach este că te ajută, păi ai un pic din scenariu. Ia, uite pe acolo ce zici. Hai da cât încoace. Exact. Și îl ghidează mai departe pe om către a-și identifica soluții și mai mult, către a-și asuma planuri de acțiune. Eu nu-i zic omului, trebuie să faci asta, de nu-s ca la doctor, rețetă. Îți pun întrebări, îți dai seama de problemă, îți pun întrebări, îți dai seama de soluție, îți pun întrebări, îți dai seama de ce trebuie să faci și îți pun întrebări și îți dai seama de ce o să faci. De ce te-ai gândit să transformi satul Buzad aproape pustiu când l-ai găsit în într-o bijuterie pe care ai pus-o la dispoziția iubitorilor de natură și de muzică. Am adresat întrebarea potrivită? E potrivită pentru că, de fapt, e așa cum îți spuneam. Cu cât mai mare fuga, cu atât mai mare provocarea de care ai nevoie. Buzad, din punctul ăsta de vedere, a oferit un cel mai fertil pământ. Deci o provocare ca Buzadul mai greu să o ai. Într-adevăr, un sat despre care nu știam nimic. Eu am ținut niște cursuri acolo în zonă, la Altringen, și mi-a plăcut foarte mult zona și am început să caut o casă unde să mă retrag în weekend. Ăsta a fost planul inițial. N-am găsit în zona Altringen Charlottenburg și culmea, pentru că aici este și o legătură emoțională, prietenul meu despre care aminteai că s-a dus, era cu mine în această căutare și el era pe... Bă, fiate că mai e un sat aici. Hai să mergem și în ăla. Așa am descoperit Buzad. El m-a ghidat către Buzad. Nu știam că există acest sat, ca și 90% din timișoreni. Și, cum să zic, lucrul de care mă bucur cel mai mult este că acum, poate nu 90%, dar 70% din timișoreni știu, au zis, băi, Buzad, ceva cu Buzad. Și da, au fost un demers în care noi am pornit de la a construi o casă de vacanță și am ajuns la un scenariu unic de team building-uri pe care îl facem în corporate împreună cu Teatrul Independent a Oleu, pe care îl rulăm weekend de weekend vara. Am ajuns la un festival de muzică și cultură, ateliere tradiționale și moderne. Am avut Festival Internațional de Arhitectură în Pământ acolo, am început să lucrăm pe materialele astea tradiționale, că nouă ne place să păstrăm ce e fain și să venim și cu o doză de modern. A fost un challenge din toate punctele, de ca mindset, să ne integrăm acolo. Deci erau, gândește, oamenii erau izolați, acolo sunt 100 și ceva de oameni. Ați creat o comunitate în jurul acelui sat aproape izolat. Exact. Da? Satul în sine, ei erau un fel de conta, erau într-o altă lume. Deci asta, în primele momente când eram acolo, ne vorbeam noi seara și am, bă, deci noi suntem extraterestri pentru ăștia. Și invers, bă, ăștia sunt extraterestri pentru noi. Și în timp ne-am încet apropiat și chiar simt în momentul ăsta că cu adevărat am fost asumați acolo de... Dar fac mâncare bună, doamnele, ale extraterestre de la Buzad. Deci fac niște lucruri foarte faine, sunt mulți producători locali, fac o brânză, virșli, țuica lor de Buzad, că eu acolo e plin de prun. Deci sunt toate chestiile astea pe care... Iar noi încercăm să le includem în activitățile pe care le avem, pe cât posibil, unde și ei au niște certificate ca să le putem face legal. Deci folosim pe cât posibil produse locale în tot ce facem acolo. Și ca să finalizez asta, acest crash, această ciocnire între noi și ei, când vedeam că ei sunt extraterestri și noi extraterestri, până la urmă asta a fost un lucru care a conturat ideea festivalului Electroruga, la care noi i-am spus un mix ideal de tradiție și actual. Adică, ce am făcut? Am zis, băi, prin festivalul ăsta o să expunem urbanismul la sat și sătenii la oamenii de oraș, cultural, și facem o ciocnire culturală acolo în care să înțelegem că, băi, tot oameni suntem toți și că putem învăța chestii faine unii de la ceilalți, și asta în mare s-a întâmplat. Deci atelierele, am avut ateliere tradiționale acolo, cum ar fi ateliere de cusut tradițional, ateliere de făcut măști tradiționale. O și olărit, parcă n-ați avut și olărit. Am avut tehnici de lucru cu pământul, tencuiel din pământ, s-a construit un cuptor din pământ. Pe de altă parte am avut ateliere moderne. L-am adus pe GFB, care e campion mondial la turntablism, deci am învățat cum să învârtă discul, tehnici actoricești, foarte multe de la oraș, la care i-am expus pe cei de acolo. Și tu acolo zici că faci team building-uri, da? Da. Și îți exersezi această meserie de consultant în dezvoltare personală. Păi... Și oamenii ăia vor să mai plece de la Buzad? Adică nu-ți spun, bine, bine, eu voi deveni cea mai bună varianta mea, dar aici... Știi, e... Oare vorbesc prostii? Nu, contextul contează. Cel mai bun din univers într-un asemenea rai, înțelegi? Așa, în care este. Provocările practic nu există. Mănânci mâncare sănătoasă, ai tot timpul din lume, citești cât vrei, asculți muzică bună, ai numai oameni mișto în jur. Așa este, e mai ușor când contextul favorizează lucrul ăsta, este mult mai ușor, într-adevăr. Acum Noi ce facem la Buzad, acționăm mai mult pe parte de închegare-echipă decât pe parte individuală. Știi că spuneai la început că mă ocup de dezvoltare indivizi, echipe, lideri, organizații. Deci Buzadul, pe parte corporate, să spun așa, vizează mai ales dezvoltarea echipelor. Noi avem scenariul ăsta de team building în care ei trebuie să se autogospodărească. Deci un scenariu cu personaje care îi pun să facă lucruri. Ei primesc bani de joc pe care am făcut din alamă, Village Crowns, le zicem, patinați manual. Deci noi supervizăm cu drone dintr-o altă parte, nu stăm între ei și ei trebuie să-și găsească resursele și să parcurgă un scenariu, să se autogospodărească în team building-ul ăla. Și să se suporte unii pe alții. Și este o radiografie foarte bună a echipei. Evident că tot acest context îi creează și omului niște oportunități de conștiință. Bă, cum am fost eu, de fapt, în toată chestia asta? Și avem și un debriefing la final în care detaliem ce s-a întâmplat, ce putem învăța de aici. Acum, o intervenție pe autodezvoltare de o zi jumate, două, nu o să facă vreodată minuni. Cel mult îți dă o conștientizare. De aceea noi... Deci astea sunt niște activități punctuale pe care le facem la Buzad. Acum noi, prin ceea ce facem în training și coaching, în general vizăm programe de lungă durată, deci repetitive, cu teme între ele, cu follow-up și după aceea replanificare, cu rediscutare, pentru că e un proces ăsta de autodezvoltare și ăsta e foarte important de conștientizat, pentru că mai ales acum, cum avem toți mindset-ul ăsta de gratificare instantă, imediat primesc premiu, ne așteptăm, am făcut aia, deci eu trebuie să mă schimb. Inclusiv mie mi s-a întâmplat, spuneai că ai menționat acolo că am fost 3 ani în terapie, păi eu eram deja de câteva luni în terapie și mă gândeam, ce dracu, bă, dar cât mai trebuie să stau în terapie? Cu tot know-how-ul meu. Răbdarea, că de unde? Nu mai avem răbdare. Și îmi zicea psihologa mea, băi, deci tu 40 de ani, acum vrei în 6 luni să... Nu o să se întâmple. Și da, este important să-i dăm timp acestui proces. Uite, și... cartea pe care tu ai scos-o ar putea fi un instrument? Este un instrument. Și acum, mie mi-a fost tot timpul dificil să vorbesc despre... Să încep eu să povestesc ce faină e ceva ce fac eu. Dar cartea asta pot să spun că dacă n-aș fi scris-o eu, aș fi cumpărat-o. De ce? Am gândit-o într-un fel în care să fie super atractiv și ușor de lucrat cu ea. Este de fapt o carte de exerciții, de introspecție și autodezvoltare. Și practic... Are și poze. Da, e făcută grafica să fie aliniată cu fiecare concept și exercițiu. Și de fapt ce se întâmplă? În partea stângă avem ceea ce am numit eu backstage notes sau note din culise pe varianta română, adică vine un conținut informațional de esență, adică zice foarte... Un text. Pe... Așa, foarte punctual, uite, asta e chestia asta. Pe partea dreaptă avem un exercițiu despre treaba asta pe care îl faci în carte. Deci completezi în carte. Cum faci față persoanelor agresive? Oare de ce fi deschis? Nimic nu este întâmplător, Tania, exact. Asta știi și tu. Așa e, așa e, Cristi. Cert e că acest volum e de găsit în librării? Este de găsit, nu e de găsit în librării, pe online, constructivebooks.com. Așa, sau Cristian Filip pe Facebook și vă rog frumos să-l stresați cu mesaj. Da, există și un Facebook, o pagină de Facebook care se numește Constructive Books, acolo postăm lucruri și am venit și cu un eveniment în susținerea acestei cărți. Avem un eveniment care se numește Do You Mind, Do You Mind și care am zis că va fi un suport pentru această carte. Respectiv, ne întâlnim și vorbim. Nu. Deci pe pagina... Inițial vorbiți, iar apoi ajungeți să comunicați, nu? Pentru că așa știu eu că este idealul. Așa este. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi. Mi-aș dori ca cei care ne-au privit, sau măcar o parte dintre ei, să fi perceput întâlnirea cu tine ca fiind pasul acela, șfungul acela de care aveau nevoie pentru a se îngriji de ei înșiși, să ne uităm mai des în lăuntrul nostru, dragii mei, fiindcă asta cu siguranță ne va fi de folos. Eu voi încheia ca de fiecare dată pe urmele lui Octavian Paler, spunându-vă că în fond cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea și de a spera. Toate bune!